Marți dimineață, trenul către Focșani a oprit pentru ultima oară în gările Simbrea, Goioasa și Asău. De miercuri, CFR anulează mai multe trenuri, așa că astăzi a fost ultima oară când navetiștii, muncitori și elevi au mai avut cum să ajungă până la Comănești. Vestea i-a luat pe unii prin surprindere, pentru că în afară de un anunț pe un geam, nimeni nu le-a motivat decizia luată. Dimineața! Ai început eu în dimineață! Azi, ultima zi când cer. Da, același lucru am și eu să întreb. Deci e dispoziție dată clară, da? Oamenii sunt revoltați, fac naveta de 10 de ani cu acest tren în condițiile în care alt mijloc de transport în comun către Comănești nu au. Mergem la muncă, că avem familii, 3 copii și nevasta acasă, salar foarte mic. Și de mâine? De mâine, cu cine ajută Dumnezeu, dacă nu, trebuie să ne lăsăm de muncă, că la ocazie îți plătești în fiecare zi 70 de mii. Nu-ți convine. Pe o ocazie, cu ce să facem? Trebuie să mă duc la serviciu, mai mult până la pensie și trebuie să... E convenabil? Păi nu-i convenabil. Cum să fie convenabil? Eu dau, plătesc abonament, plătesc 70 lei până la Comănești ocazia, cum să fie convenabil? Unde mergeți cu trenul? Unde vă... Salina Sârgocna merg. Simbrea ajut, iau trenul de acolo, merg la Siculeni. De la Siculeni, dacă ajung noaptea acolo, nu mai am cu ce veni acasă. Și eu stau prin Siculeni de acolo, prin gară, din nebun, așa că n-am cu ce veni acasă. Oamenii caută soluții alternative, însă costurile care se întrevăd sunt prea mari. Trenul ăsta a fost tren de navetă pentru copii de liceu de ani de zile, de când eram noi copii. Și... Deci nu cred. Costurile sunt foarte mari pentru alte soluții și deocamdată vrem trenul. Cam cât dădeau ei pe lună pe abonamentul la tren? În jur de 56 de ron. Am făcut un cost așa prezumativ și ar ajunge cam în jur de 200 de ron ca să luăm alte soluții. La noi, ca suntem doi navetiști, deci ca să dau 200 de mii în fiecare zi, vă dați seama că plus noi, la un salar de... Numai un drum 200 de mii. Da. Mai puneți încă 200 și întors. Da. Ia-mă bagajul și merg la mama astăzi. Și de mâine, poi mâine, cealaltă săptămână? Nu știu, cât doi putea să stau, dar am familie, am copii, am tot ce trebuie. Cât v-ar costa ocazia de la... 16 lei, 18 lei, cum te ia? Și taximetriștii ridică prețul în ultimul timp. Situația e îngrijorătoare în condițiile în care peste 300 de abonamente sunt vândute lunar elevilor care merg la colegiul Dimitrie Ghica din Comănești. Numai în schimbul de dimineață sunt 110 copii care coborau cu trenul de pe Valea Muntelui. 3 clase de elevi, începând de mâine, nu vor mai putea ajunge la școală. Singurul tren care vine dinspre Vale este la ora 9.40, pardon, și singurul care pleacă este la ora 16.30, în condițiile în care noi învățăm în două schimburi. Primul schimb începe la ora 8 fără 10, iar cursurile se termină la ora 14, al doilea schimb începe la ora 14, până seara la ora, la ora 20. Deci nu știu cum vom reuși să rezolvăm problema acestor elevi. Conducerea unității de învățământ se teme de abandonul școlar, însă deocamdată nu întrevede nicio soluție. Va fi foarte greu ca inspectoratul să ne asigure nouă, cred că cel puțin, 8 microbuze ca să putem să aducem toți acești elevi și se mai pune problema și acelui care va conduce aceste microbuze. CFR Călătorii nu a motivat nici pe site, nici în gări decizia de anulare a trenurilor, dar se pare că totul se bazează pe costuri. Cam 240 de locuri are garnitura și cam 250-260 de călători. Că n-am putut să-i număr. Nu știu ce am face, că nu mai avem cu ce veni la servici. Sunt și foarte mulți elevi care tot cu trenul ăsta. Probabil, nu știu, facem ceva de mers, facem o grevă, ceva, ne punem pe calea ferată. Ce să facem? Sunt atâtea persoane, deci nu vorba de 100, sunt 500 de abonați. Primarii de pe Valea Muntelui au făcut hârtii către Ministerul Transporturilor și așteaptă un răspuns.